Lecția a doua. Influența altor religii în creștinism. Omul a fost creat de Dumnezeu și niciodată oamenii nu au fost în mod natural areligioși. Chiar și Cain, care a suportat cea mai mare afecțiune demonică, a adus jertfe. Chiar și ultima rătăcire și cea mai mare care va avea loc în plan religios, prorocul mincinos din cartea Apocalipsii, omul fără de lege descris în cartea Tesaloniceni, se derulează tot în plan religios. Noi care am trăit în răsărit poate mai aveam teamă că ateismul va marca într-un fel sau altul evoluția finală a lucrurilor. Dar Scriptura ne prezintă clar că efectele de la început până la sfârșit, cele mai puternice, se derulează în plan religios. Noi avem experiența de care am vorbit. Ateismul nu a scos credința din oameni, dar alte religii au avut o influență negativă asupra creștinismului. Religiile diferă prin fondatorul lor și prin cărțile sfinte care formulează conceptele fundamentale. De exemplu, Hristos este fondatorul creștinismului. Cartea fundamentală este Scriptura. Toate se învârtesc în jurul persoanei lui și în jurul canonului biblic. Islamismul pleacă de la un Mohamed și se întreține în prim plan prin prisma Coranului. Și așa mai departe. Chiar dacă Domnul Hristos apare doar în Noul Testament, el spunea, Moise despre mine vorbește. El îi îndemna pe oameni să cerceteze Scripturile. De fapt, le arăta că ei le cercetează, dar le spunea să-L vadă pe El în Scripturi. Și lecția aceasta va avea două părți. Într-o primă parte vom avea o prezentare a altor religii și în partea a doua vom observa influențele de-a lungul istoriei asupra creștinismului. Religiile sunt monoteiste și aici avem trei, creștinismul, iudaismul, care îl întâlnim la evrei și la puțin alți prozeliți dintre neamuri, ei au rămas nu doar cu Scriptura Vechiului Testament, au alăturat tradiția rabinică, Mișna este o interpretare a rabinilor a legii lui Dumnezeu, iar Gemara este un comentariu al Mișnei. Acestea două formează Talmudul. Despre crezul lor, despre adăugarea tradiției la legea scrisă, Domnul Hristos vorbea în Matei 15 astfel. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Deci nu călcau în mod explicit expre Vechiul Testament, călcau părți din Talmud. Și Domnul le spune în versetul 9, degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Și tot în Matei, vorbind cu Saducheii, clasa religioasă conducătoare, în 22, cu versetul 29, drept răspuns, Iisus le-a zis. Și versetul acesta puteți să-l notați în dreptul religiei mozaice. Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Deși religia aceasta pleacă de la Scriptură, sensul a fost deviat și au ajuns să nu cunoască Scripturile și nici pe Dumnezeu. A treia religie monoteistă este islamismul. Este apropiat ca și așezare geografică, ca și sorginte, fiindcă și ei se trag prin fondatorii lor din Avram. Între timp ei s-au extins până în India, până pe la jumătatea Africii. Sunt peste un miliard.
Fondatorul acestei religii a fost Mohamed. El în secolul 7 a pretins că i s-a descoperit îngerul Gavril. De la el a rămas scris Coranul, nu el l-a scris. Se spune că el era analfabet, l-au scris ucenicii lui. Ei îl numesc pe zeitatea, ei nu au mai mulți zei, dar pe Dumnezeul unic, Allah, cred că este ascuns, nu se descoperă, dar trebuie să-i te supui. Ei au 5 percepte fundamentale. Crezul, asemănător cu cel creștin, cred în rai, în iad, între sigur Dumnezeu, în profetul său. Rugăciunea, știți că ei se roagă în mod regulat, cei care își țin credința lor, sunt și ei împărțiți, șiiți, suniți sau alte derivații. Al treilea, percept milostenia. Al patrulea, Ramadanul, luna aceea de post, toamnă spre iarnă. Și pererinajul la locurile sfinte. O altă categorie de religii o constituie religiile politeiste, adică cele care cred în existența mai multor zei. Cea mai răspândită și mai numeroasă este hinduismul. El a fost precedat în antichitate de vedism, o formă incipientă. Toate aceste religii, sau majoritatea religiilor politeiste, se regăsesc în Asia. De altfel, este cel mai populat continent. Au fost religii politeiste și pe continentul american, dar odată cu dispariția culturilor Maya, Inca sau indienilor nord-americani, ele au cam dispărut. Și America, cea de sud, preponderent este catolică, iar cea de nord, jumătate împărțită cu protestanții. Revenind la hinduism, ei consideră că Brahman este absolutul indefinit. Și cerul și pământul sunt ca un ou care s-a spart și are distanța aceasta dintre ele. Ei au câteva cărți fundamentale, ca niște cărți didactice, au o multitudine de zei, milioane de zei, au de asemenea câteva subdiviziuni sau chiar anumite religii anexe. Am notat jainismul și chismul. Apoi, o altă religie, budismul. Îl au ca fondator pe Buddha în secolul 6 înaintea noastră. S-a născut în Imperiul Chinez. Ei consideră că prin anihilarea dorinței trebuie să te lupți, să nu te mai tot reîncarnezi, să nu mai dai în cotură. Și să pătrunzi în budeitate, să intri pentru totdeauna în divinitate, să ajungi zeu. Din cărțile lor aș putea nota cuvântul lui Buddha sau cartea tibetană a morților. Tot în zona chineză întâlnim confucianismul. Confucius a trăit în secolul 5, tot înaintea erei noastre. El a adunat mai multe documente, ode, ale înaintașilor ca o carte de înțelepciune, de oracole. Ideea lor fundamentală este că omul trebuie să intre în armonie cu universul. Să intre în echilibrul acela de plus-minus, yin-yang, conform căruia binele și rău există și vor exista pentru totdeauna. Tot în zona chineză avem taoismul. Este o filozofie mistică ce vizează nemurirea. Rămânând în Orient, la japonez avem shintoismul. Este o religie a imperiului, ceva asemănătoare cu religia Romei, în care cezarul dobândise titulatura de zeificare, ceva asemănătoare cu religia Egiptului, în sensul că faraon era zeu și egiptenii credeau că după moarte
va fi o judecată, un complet de judecat al zeilor va stabili repartiția fiecăruia pentru eternitate. O altă categorie de religii sunt religiile panteiste, în mod special zona Africii. Ei cred că toate elementele lipsite de viață sunt stăpânite de spirite. Există un spirit în copac, un zeu într-o stâncă și așa mai departe. Animismul este foarte răspândit în zona aceea. Evident, mai sunt și alte religii, am notat doar ca nominalizare, maniheismul, mazdeismul al lui Zoroastru, bahaismul, de exemplu, cum s-a născut bahaismul. Doi tineri, pe nume Sid Ali Muhammad și Mirza Hussain Ali, s-au întâlnit și au pus la cale un nou concept. Ei consideră că al doilea dintre ei este profetul, ultimul trimis. Sunt elemente asemănătoare ca și în creștinism. După cum mahomedanii consideră că Mahomed este ultimul sol al lui Dumnezeu, ei consideră că Bahaullahul este ultimul venit care pune lucrurile în ordine pentru reunificarea tuturor religiilor și uniunea umanității cu divinitatea. Evident că dumneavoastră aveați cunoștință în mare despre aceste lucruri. Le-am amintit ca să putem observa apoi felul în care influențe din aceste religii au pătruns în creștinism. Asemănările sunt mai mici sau mai mari, dar ideile fundamentale sunt aceleași. O divinitate, nevoia de a intra în nemurire, un profet, un mântuitor sau o cale, fie prin meditație, de exemplu la hinduși, fie sub alte forme, la gnostici sau așa mai departe. Trecem la partea a doua, influențe în creștinism. Vreau să aruncăm o privire asupra Israelului în Vechiul Testament și să deschidem la cartea Exod, capitolul 32. Amintiți-vă că suntem doar la 12 capitole după ce Dumnezeu le vorbise. Moise era pe munte să vorbească cu Dumnezeu. Legea începea cu o poruncă categorică. Eu, spunea Dumnezeu, sunt singurul Dumnezeu, să nu ai alții. Și dintr-o dată, efectul religiei egiptenilor a pătruns. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ei vroiau să aibă un Dumnezeu care să continue lucrarea începută, să meargă înaintea lor și să-i ducă în Canaan. L-au făurit repede și Moise, Aaron, în versetul 5, a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Aparent, ambalajul, forma, rămânea aceeași. Scopul, intrarea în Canaan, conducătorul, un Dumnezeu, și totuși, fondul se schimbase total. Dumnezeu era supărat, fiindcă îl înlocuiseră cu o reprezentare demonică. Fiindcă spune Pavel că un idol are în spatele lui un diavol. A doua zi s-au sculat de dimineață și au adus arde de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Ați observat cum schimbarea teologică a adus o schimbare religioasă? Deja stilul de închinare a devenit altul. Dar ei au rămas religioși. Rămânând în zona Israelului, întoarcem și la cartea a doua, Împăraților, capitolul 17, unde ei sunt condamnați și capul de acuzare principal rămâne idolatria. Citesc de la versetul 15. Dar observați de unde pleacă. N-au vrut să știe de legile lui. Totul pleacă mai întâi de la o cunoaștere, de la păstrarea ei.
de legământul pe care îl făcuse cu părinților lor și de înștiințările pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic. Și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei, diferiți vecini de Israelului, s-au chinat înaintea întregii oștiri a celor și au slujit lui Baal. Pe baza politicilor de deportare, împăratul Asiriei a mutat în alte părți ale Imperiului și a adus acolo oameni din alte localități, care la rândul lor, scrie de la versetul 33, astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor după obiceiurile neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început, nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduierile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Deci, au apărut combinații. Nu s-a păstrat în forma inițială nici religia Vechiului Testament, dar nici religia lor. Au făcut un aliaj. Evreii au fost pedepsiți cu robia babiloniană și cea asiriană, cei din partea de nord, și de atunci și până în vremea Noului Testament, evreii nu s-au mai lipit de idoli. Au scăpat de influența altor religii, dar au căzut în altă extremă. Și vom avea o lecție în viitor, potrivit cu extrema în care ei au căzut. Au căzut în tradiție, în formalism. Iată ce ușor se poate deplasa adevărul și să rămâi în minciună. Trecând în perioada bisericii, cunoașteți faptul că până în jurul anului 300, de exemplu până în secolul 3, n-au fost clădiri special amenajate, au fost diferite și repetate valuri de prigoană, dar odată cu împăratul Constantin, creștinismul a fost acceptat în istorie, iar spre sfârșitul secolului 4, fiii săi l-au definit ca religie de stat, devansând religiile păgâne. Vreau să observați influența păgânismului asupra lui Constantin. El a dat legi în favoarea creștinismului, prezida concilii, de exemplu a prezidat Consiliul de la Nicea, 325, dar în același timp l-a zeificat pe tatăl său Constanțiu, a bătut monede care aveau scris numele lui Iisus și pe verso chipuri de zeițe. S-a auto-intitulat papă și se spune că spre finalul vieții s-a botezat. Ceea ce s-a manifestat în prim plan prin împărat s-a infiltrat în masele de oameni. Fiindcă vreau să ne uităm cum au fost îmbinate formele și apoi fondurile, deci expresia exterioară și apoi conținutul creștinismului cu ale religiilor păgâne. De exemplu, au apărut sărbătorile. Sărbătoarea primăverii și sărbătoarea de iarnă. Știți vorba, că merg la biserică doar la Paști și la Crăciun. Asta e dovada că sunt sărbătorile de bază. Au fost adoptate de la păgâni sărbătorile și de primăvară și de iarnă. Cele de primăvară aveau reprezentări oul, iepurile, ca și elemente ale fertilității. Observați, vă rog, în imaginile care vor apare în curând și vedeți ce veți găsi mai mult, ouă și iepuraș sau imaginele chiar false a lui Hristos. Deci, la început, ei au considerat că îl vor prezenta pe Hristos. Și doar forma era păgână. Dar încet, încet, a intrat și în miezul, în substanța acelor elemente și Hristos a dispărut. Citeam cândva că în Franța, la una din aceste sărbători, cineva a spus ceva despre Domnul Hristos. Și un francez absent a zis, ia uite, dar cum îl bagă pe Hristos și la sărbătorile astea? Deci așa au ajuns de deplasați încât se întreabă ce caută Hristos în acestea când ei au crezut că acolo este locul.
inițial. Apoi sărbătoarea de iarnă. Aici au plătit tribut mai mult nordicilor, instalând treptat și pomul, o reprezentare a zeului Tivaz, în care nordicii își atârnau ofrandele, capetele celor răpuși din oștirea dușmană, închinându-se zeului care le-a dat biruință. Cât privește nașterea lui Hristos, după calculele celor care au studiat în mod exegetic problema, mai degrabă el s-a născut din sărbătoarea corturilor, toamnă. Aceasta, în primul rând, făcând simbolistica sărbătorilor din Vechiul Testament, el a venit să trăiască în trup, în cort, cât și în ce privește ordonarea anului religios și anului civil. Paștele era prima sărbătoare din luna întâi anul religios, dar anul civil începea toamnă. Și această combinație dă posibilitatea acestei interpretări. Apoi, există acea jumătate de an, dacă tăi 33 de ani și jumătate, s-a născut toamna, iar primăvara a fost răstignit. Ori de la Crăciun până în aprilie, nu dau 6 luni, oricât le-ai îndoia filele în calendar. Dar, oricum, Scriptura nu face caz de aceste date. Ele au devenit foarte pregnante prin influența religiilor. Iată ce spune Pavel, ca să citim și din Scripturi, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 3 și 4, vizând influența pe care diavolul o exercită. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva, cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci, să nu fie afectați în simplitatea și sinceritatea credinței lor și diavolul cu istețimea sa să le abată gândurile pe o direcție sau alta. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt Duh, fiindcă învățătura întotdeauna vine pe linie de Duh, de aceea ne atacă Duhul minții, pe care nu l-am primit, sau alte evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine, că trebuie să fim toleranți, dar nu cu diavolul. Rămânând în Scripturi, vreau să adăugăm un cuvânt din cartea Apocalipsei, din capitolul 2, unde de la versetul 13, cei care acceptă bisericii din cartea Apocalipsei într-o interpretare istorică, pun această perioadă pe seama vremii respective. Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Iată unde s-a instalat și se instalează diavolul. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai niște oameni care țin de învățătura lui Balaam și învățătura lui a fost o infiltrare a religiilor păgâne, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să se mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să-ți dedea la curvie. Imaginați-vă că au avut o sărbătoare. Ei au fost provocați să participe la acea formă culturală, națională, diavolului poate da orice conotație. Ei au fost prinși în iureșul acelei activități, festivități, și Hristos, sau pentru cei din Vechiul Testament, cuvântul le-a fost furat din minte și i-au rămas cu peisajul religios în care au fost îmbiat să intre. Tot în perioada de libertate a bisericii, în Evul Mediu, au intrat crucile, obeliscurile, icoanele, au fost legalizate în anul 843 și încet, încet, ceea ce fusese condamnat a fost acceptat, urmând să fie condamnați cei care nu acceptaseră. Acesta este cursul.
o evidență foarte puternică a influenței religiilor constă în prezentarea Fiului Dumnezeu cu Maica Fecioară. În religiile păgâne, Egipt, Grecia și celelalte, din vremea aceea și din vremea de incidență directă față de creștinism, mama era mai prețuită ca fiul. Deci zeița mamă era socotită mai înaltă decât zeul copil. Nu vi se pare că se regăsește ideea aceasta? Că maica este mai cinstită decât fiul? Chiar dacă nu se recunoaște aceasta în mod total, evidența practică o dovedește? Vreau să privim acum la evoluții prezente. Că ce v-am spus în acum sunt evoluțiile evului mediu. La evoluții contemporane de influență a religiilor păgâne în creștinism. În Matei 18:8, în Luca 18:8, Domnul spunea, și din acest verset unii interpretează că dacă lucrurile vor evolua în aceeași direcție, noi vom intra într-o eră post-creștină. Adică oamenii se vor îndrepta în mod masiv spre alte religii. Europa se declară creștină, dar catolicii nu-și practică religia. Protestanții, luteranii, germani nu-și practică religia, dar cei care îmbrățișează hinduismul sau mahomedanismul și-l practică, deși poate încă unii figurează în listele bisericilor seculare. Vă spun că le va face dreptate în curând, zicea Domnul vis-a-vis de cuvintele de mai sus și apoi continuă, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Oare în ce stare se va afla creștinismul la venirea Fiului omului și în ce proporție se vor regăsi creștinii față de celelalte religii? Astăzi, creștinii formează 30% din populația globului. Dar cifra aceasta nu este faptică, este doar scriptică. În mod faptic, sunt mai puțini. După ce oamenii au evadat din creștinismul sterp, după ce a avut un eșec iluminismul, Revoluția franceză, zeița rațiunii, cei care puneau omul în centrul universului, după ce ateismul a căzut, orientarea actuală este spre religiile orientale. Și din ele, din păgânismul oriental, sunt cele mai puternice influențe astăzi. Să amintesc câteva. Mai întâi, meditația și gândirea pozitivistă atacă în mod fundamental creștinismul. Dar atacă într-un mod atât de pertinent, încât foarte mulți nici nu-și dau seama că este un atac la baza gândirii. Aici este efectul duhurilor înșelătoare. Apoi, ideea reîncarnării. Eu m-am mirat din discuții cu oameni că tot mai mulți acceptă ideea aceasta. Deși pare atât de năstrușnic, ba încă unii găsesc bază biblică în existența lui Ioan Botezătorul. Chiar recent, mergând pe un autocar, cineva lângă mine citea un ziar și un învățător al acestor idei răspundea tuturor oamenilor care întrebau de încarnările lor anterioare. Și spunea unuia că a trăit în anul 1500, undeva în Egipt, după aceea s-a renăscut în jurul anului 1700, ce profesie a avut și acum îi spunea ce urmează. Hai să citim în mod concret ce spune în Matei capitolul 17. Noastră vă vine să zâmbiți, dar când ne apucăm să explicăm unui om că nu este așa, ne apucă transpirația. 17 de la versetul 10. Ucenicii au pus următoarea întrebare. Oare de ce zic cărturare că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit.
Și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Alții n-au înțeles nici astăzi. Chiar și cei care cred în mișcarea branhamistă, Only Jesus, cred că Ioan Botezătorul este de-abia, în secolul trecut, William Branham. Oamenii mai pun ideea reîncarnării pe seama unor trăiri din subconștient, de care ei își amintesc, ca și cum ar mai fi trăit odată aceeași situație. Ce sprijin șubred. Un alt efect. Muzica. Asta nu mai vine din Asia, asta vine din Africa. Vracii, vrăjitorii africani, o practicau în venerarea diavolului. I-a jucat de-a lungul istoriei elemente seducere. Cineva spunea, dăm muzica unui popor, în rest fă ce vrei cu el, poporul acela va fi al meu. În cazul care vi l-am citit din Exod 32, cu ocazia venerării vițelului în prima sărbătoare, în cinstea lui, s-au practicat cântări cu care Iosua nu era familiarizat și pe care tinerii nu le pot descifra. Cântări însoțite în mod special de dans. Noastră știți din părtășirile noastre anterioare și eu știu tot din părtășirile noastre anterioare că sunteți pe aceeași idee. Eu sunt un mare dușman al tobelor. Ele și-au locul lor. Ritmul și are rolul lui în muzică. Dar rămân la acea plăcută comparație și noi toți suntem ritm și puls. Numai ce bine că inima nu face gălăjie. Și nu durul în timp ce bate. Joacă doar rolul de măsură. Amintiți-vă în privința muzicii de momentul din Valea Dura. Care era momentul culminant al închinării? Când fondul muzical era la apogeu. Toate aceste lucruri, eu v-am amintit doar trei. Meditația și gândirea pozitivistă, un alt stil de gândire și n-am intrat în detalii, fiindcă are rezervat în viitor un spațiu mai larg. Oamenii sunt influențați să gândească altfel. Să nu mai privească simplu și sacru. Să se complice și să privească total denaturat lucrurile. Ideea reîncarnării o folosește diavolul cu succes, fiindcă, vom vedea tot în lecțiile viitoare, propune un alt mod de intrare în divinitate. Cum vă spuneam, să intri odată în budeitate și să nu mai suporți transformări succesive. Iar muzica joacă din ce în ce un rol mai decisiv. Vreau să încheiem lecția aceasta punctând două idei. Dacă pentru noi este simplu și este clar, sau cel puțin așa ar trebui să fie, dacă mă duce un animist din Africa, un hinduist din India sau un taoist din China, pentru ei n-ar fi atât de simplu. Care este o religie bună, adevărată? Creștinism înseamnă, în sensul lui real, biblic, profund, a te închina Dumnezeului adevărat, potrivit cu sfințenia, dragostea și măreția Lui. Ați dărui mintea ta, inima ta și ai acorda locul care îl merită. Acestea toate se regăsesc în termenul nou testamental Evlavie, greucescul Eusebia. Ei socoteau un om care avea această calitate, că se știe corect raporta la zei și la oameni. Iată ce scrie Pavel în privința aceasta despre Evlavie în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, e vorba de Domnul Iisus Hristos, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Tot scheletul creștinismului se exprimă prin persoana și lucrarea Domnului Hristos. Tot despre
Ideea aceasta vorbește Pavel în Coloseni 1, citesc de la versetul 26. Vreau și să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Ca orice om să ajungă să cunoască un Hristos curat, diferit de orice altă prezentare din celelalte religii, și să ajungă la maturitate în Hristos. Și mă adaug doar ce spune Pavel în Galateni 4, tot o referință despre lupta și scopul lucrării noastre, versetele 8 și 9. Odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Deci pe unii trebuie să-i câștigăm și pe alții să ne luptăm să nu-i pierdem. Aici se rezumă rolul nostru. Să prezentăm un Hristos care nu seamănă deloc cu conceptele demonice. Iar pe cei care l-au dobândit pe Hristos să-i putem ajuta să rămână în El. Și dați-mi voie să închei cu un experiment. Am ajuns în casa unui frate și în timp ce stăteam la masă a venit fratele lui care fusese credincios. Născut într-o familie de credincioși, întâi a fost puțin voiajor prin lume și a regăsit identitatea și în jurul vârstei de 20 de ani s-a botezat, s-a căsătorit. Fiind imediat după Revoluție, omul s-a putut privatiza, a avut succes în afaceri și în aproximativ 2 ani ajunsese să fie un om prosper și chiar să fie bogat. Treptat, treptat, anumite lucruri, fratele lui de corp și fratele nostru de credință spunea că el crede că căderea a pornit de la un prieten acelui om care tot mereu punea la îndoială existența lucrurilor sfinte și îl provoca la părtășii păcătoase. Nu neapărat imorale, dar părtășii lumești. Nu neapărat în cercuri lumești, uneori e acasă. S-a îndepărtat de biserică, i s-au ruinat afacerile. Actualmente este un biet muncitor necalificat sau calificat și a pierdut credința și am încercat să discut cu el să văd ce este în mintea lui. Nu mai poate sta nimic drept în mintea lui, totul se clatină. Fiindcă este un om foarte studios, a cercetat ce spun diversele religii, diverse curente. Nu știu cum este aici, dar în țară sunt pline librăriile de literatură orientală, de literatură, New Age și așa mai departe. Și oamenii sunt inundați la nivelul gândirii. Și spunea acel om, ce bază am eu că Dumnezeu a creat și că are un scop cu umanitatea? Zicea el, îmi vine să cred că niște extraterestri au venit, au clonat ceva și au lăsat niște ființe pe pământ, care s-au perpetuat și dezvoltat așa cum se vede. Și oamenii au anumite argumente în șubrezenia minților. Diferențele dintre rasele umane, posibilitățile științifice actuale. Și el a spus, nu mai pot să cred exact. În mintea mea totul se deplasează. De aceea, fericiți de cei care se țin de stâlpul și temelia adevărului. Altfel, nu mai poți să ai niciun reper. Discutam cu el despre Mircea Eliade. Omul acesta a fost foarte inteligent.
atât de mult studia încât în vremea studiilor mai dormea doar 4 ore pe noapte ca să-și poată rezerva restul pentru citire, pentru studiu. Și a luat, și am studiat noi în această seară religiile, le-a luat la rând. A stat 3 ani în India. A studiat de la cei din Siberia. S-a mutat prin diferite părți ale pământului. Și a scris cărți despre, în detalii, despre religiile care eu am spus doar extrem de sintetic. Și în final, el născut în creștinism, n-a rămas nici măcar cu credința lui ortodoxă. În mod efectiv și total. Și a murit undeva în Statele Unite într-o formă de alienare mentală. Fiindcă n-a mai putut să înțeleagă nimic. Influența aceasta va fi din ce în ce mai puternic. Și mă gândeam zilele astea că în biserici sunt unii oameni fundamentali, deci cei care rămân pe baza biblică, sunt alții care au schimbat total adevărurile, cum am citit din Iuda 1 cu 4 și schimbă desfrânarea Harului Dumnezeu. Și există o categorie de mijloc care crede ei că ține echilibru între cine și cine. Nu știu nici eu, nu știu nici ei. Că așa spune Pavel, că unii nu știu ce vor și nici ce urmăresc. Și categoria aceasta intermediară face cele mai mari de servicii lucrării lui Hristos. Nu degeaba spunea bisericii de la Odisea, o, dacă ai fi la un capăt, rece sau un clocot. Dacă n-ar fi decât un Hristos frumos încadrat și apoi celelalte religii la celălalt pol, cât ar fi de simplu? Că am putea să alegem în mod distant, dar diavolul vrea ca să fie peste tot fiecare spațiu ocupat cu diverse gândiri intermediare și cei care aparent vor să vină la Hristos și tinerii care se nasă nu știu încotro să o apuce. Că tot spațiul acesta este plin. Există idei în toate variantele. De exemplu, pot unii să fie în privința trăirii morale foarte exigenți, dar în același timp să se împace cu niște oameni din hinduism care la rândul lor și ei sunt morali, dar se închină altfel. Că pentru ei etica și moralitatea este pe locul întâi. Sunt alții care țin foarte mult la stilul de închinare penticostal, de exemplu, sau la o doctrină, la o dogmatică baptistă. Dar în plan imoral se aseamănă total cu alții. Și atunci găsesc că este foarte ieftin să facă o organizație ecumenică împreună cu alții, fiindcă nu-i separă viața. Și vor considera că pot să își respecte fiecare doctrina celuilalt. Este foarte mare confuzie datorită acestor diverse combinații. Eu mă opresc aici, dorindu-vă să ne dea Dumnezeu lumină și mie și dumneavoastră, să înțelegem că și creștinism înseamnă Hristos. Să înțelegem că o religie curată nu poartă nici o umbră din alte religii care sunt constituite de diavolul pentru a duce omenirea în rătăcire. Diavolul este profund religios și toate celelalte religii sunt scări puse de diavolul să urce omul în cer, să ajungă divin. Dar noi știm că nu se poate ajunge decât prin Domnul Iisus Hristos. De aceea să ne întoarcem la fundamentele creștine. În mod special în lecțiile care vor urma vom puncta în detalii elementele și dacă chiar vreți pot să vă spun și cu aceasta ne oprim. Lecțiile care urmează, lecția 3, secte și învățături false, lecția 4, confesiunile creștinismului, lecția 5, mișcarea ecumenică, lecția 6, mișcarea carismatică, lecția 7, liberalismul, lecția 8, religia, instituții clericale și business, lecția 9, formalismul și lecția 10, mișcarea New Age. Domnul să vă binecuvinteze!